Salut, prieteni! Mihai Stepanov cu o noutate bună pentru cei care adună monete gratis din diferite burse sau site-uri pe internet. Deci, este o noutate foarte bună, de pildă, pe 21 noiembrie în India a fost cumpărată cea mai mare bursă de altă companie care este cea mai mare companie din lume, Binance. Deci Vazirx, dacă pronunț corect, a fost cumpărat de Binance. Cine este Vazirx? Cum s-a spus, cel mai mare și mai din credere schimb de criptomonede din India a fost achiziționat de Binance, cel mai mare ecosistem de criptocurenții și blockchain din lume. Cine nu cunoaște, trebuie să intrați pe CoinMarket și dependență de vânzări, Binance cam tot timpul este Binance în top 15 acum e, cu 760 de milioane de dolari vânzări astăzi și 28 de miliarde pe săptămână. Dacă ne uităm, uitați-vă ce se întâmplă. Altă bursă foarte importantă, CoinsBit, care acum tot dă monete gratis. Mulți din voi n-au făcut verificarea, deci întorceți-vă și faceți verificarea. De uitați-vă ce brusc se ridică. Era pe 30, deja pe 5 azi văd, locul 5 în lume. Foarte, foarte bine se ridică CoinsBit. Și deci poate să întâmple istoria la ei, cum am spus, ca și la Binance. Dar nu despre Binance, dar despre Vazirx vreau să spun. Deci, cum facem aici înregistrarea și atenție, nu faceți înregistrare dacă nu vreți să primiți aceste monete. Vor primi monetele lor doar cei care vor face verificare. Încă o dată spun, deja condiția cu verificarea este la toate bursele. În special mai este încă un moment că pe această bursă ei vor să aibă doar persoane care înțeleg cum se cumpără să vând criptomonete, din care cauza a doua restricție pentru a primi monete pe această bursă este să facem o tranzacție pe această bursă. Deci va trebui să cumpărați de pildă, eu știu, Ethereum sau altă criptomonetă inițial, doar după ce veți primi moneta. Acest lucru trebuie făcut în 2 săptămâni, din momentul când vă înregistrați. Acum facem înregistrare, dacă vă hotărâți. Deci la înregistrare se poate primi 100 de monete. În cazul când îndepliniți condițiile, asta e $30. Dacă introduceți 20 de monete Tron, adică cumpărați la ei, este o promoție în interior, automat mai primiți încă 200 de monete. Deci puteți să faceți, să aveți minimum $60 în cazul dat. Dar asta la dorință. Deci se poate făcut de cumpărat monete Tron și totodată îndepliniți condiții ce cu tranzacții. Și primiți dublu, deci nu 100 de monete, dar 200 de monete. Acum facem înregistrarea? Deci apăsați butonul de când treceți după linkul de referral, pildă, ați nimerit pe pagina principală și apăsați pe sign up, unde introduceți e-mail-ul, parola, repetați parola, aici bufați, apăsați sign up, pe e-mail vine un mesaj pentru a verifica înregistrarea. Trebuie să apăsați pe acel mesaj, după aceea când intrați în interior deja apare așa ceva, unde nou ni se spune. Deci prima etapă, verificarea e-mail-ului. Deci la etapa a doua trebuie să alegem sistemul de apărare. Dacă doriți, apăsați dublă autentificare sau primirea SMS pe telefon sau fără apărare. În cazul dat, riscați ca să fiți spars sau știu să nu vi se fure pe urmă accesul la cont. Pentru ce e mai bine depus dublă autentificare,
scanați codul cealaltă, adăugați codul la etapa următoare și pe urmă nimeriți la a treia etapă, verificare. Unde sunt două variante, alegeți țara de unde sunteți. Pe urmă, dacă vreți ca să puteți scoace retragerea banilor, trebuie neapărat de trecut verificarea. Fără verificare, doar puteți să depuneți bani și să faceți tranzacții. Deci, dacă acum nu aveți document, puteți să faceți această etapă, trebuie să depuneți un careva bani, ca monetele pentru înregistrare să fie rezervate. Asta trebuie făcut în 2 săptămâni, cel mult de la momentul înregistrării. Dar mai bine deodată făcut verificarea, unde apăsați pe completarea datelor și îndepliniți. Mai sus acolo este un spațiu unde introducem datele noastre din buletin, din pașaport, care o să fie mai jos atașate. Deci adăugăm poza la din față și din spate. Trebuie să fie JPEG sau PNG. Trebuie să fie calitative, în primul rând. A treia poză care ei cer este un selfie, unde sunteți în cadru cu buletinul în mână. Tot trebuie să fie calitativ. Se adaugă și când adăugați, aici apare imaginea la poză. Mai jos este un buton pe care apăsați și în final apare așa ceva, unde scrie că într-o zi până la 3 zile lucrătoare se face verificare. Și aici o să fie scris în final, știu, cu verde sau cum, care regulă scrie sau ceva bufat, că sunteți verificați cu succes sau vi se va refuza și va fi scris condiție. Deci, ca regulă, calitatea pozelor sau dacă pozele nu sunt la tema respectivă. Unii adaugă fel de fel de poze, crezând că acolo pur și simplu este o careva formalitate, dar nu este așa, trebuie să fie calitativ. Acum, aici mai jos o să vedeți deja informația de partener, dacă s-a invitat. Deci primiți câte 100 de monete de la partener, asta un $30 acum undeva, la prețul care este la ei indicat. Cum va fi în final, vom vedea. Încă nu sunt vânzări la monetele date. Mai jos este linkul de referal, care puteți să-l copiați și să-l dați la cunoscuți. Deci primim pentru referal monete doar în cazul când ei îndeplinesc aceleași condiții, adică sunt verificați și au făcut tranzacții pe această bursă. Încă o dată explic ce fel de monete sunt acestea. Sunt monete care intră în conglomeratul Binance, de pe el. Deci este o bursă, nu pur și simplu, dar una dintre cele mai bune burse din lume. Respectiv și monetele lor vor crește. Cine nu știe, dacă intrăm pe CoinMarketCap, aici ea este așa monetă ca Binance Coin. $15 costă. Inițial ea era gratis. Deci, cam atât ce am vrut spun. Numai bine.